Hello, hello, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Hai să vedem ce ne așteaptă pentru ziua de luni, 13 septembrie. Hai să vedem pentru ziua de luni. Foarte frumos, avem aici Regina de Monede, o carte care ne vorbește despre confort, despre stabilitate financiară, despre oameni care sunt dispuși să vă ajute, despre oameni care sunt buni, care vă susțin și care vă vor binele. Pentru cei care aveți copii, mare atenție, pentru că aici Regina de Monede mi-arată că astăzi e posibil ca aceștia să aibă nevoie de ajutorul vostru sau să fie așa mai lipicioși, mai afectuoși, mai emotivi, să aibă nevoie de mai multă atenție din partea părinților. La locul de muncă e posibil ca astăzi să întâlniți o persoană care vă ajută, vă învață, vă transmite informații, o persoană care poate să fie ca un mentor pentru voi, o persoană care vă va ajuta să creșteți din punct de vedere profesional. Pentru cei care sunteți elevi, studenți, fiți atenți la profesorii din jurul vostru sau poate chiar la niște colegi din ani mai mari, niște colegi care au trecut deja prin experiența voastră, pentru că aceste persoane pot să vă fie de ajutor. Sunt niște relații foarte bune aici pe care puteți să începeți să le sudați și care o să vă ajute pe parcurs. Dacă în trecut ați avut probleme financiare, probleme monetare, astăzi încep să se vadă rezultatele muncii voastre și începe așa ușor să se vadă o posibilă soluție pe termen lung pentru problemele voastre financiare. Așa că fiți foarte atenți. De unde vă vin banii azi? Sau de unde vă vin oferte de muncă, oferte de colaborare în această zi? Pentru că acestea pot în timp să crească în niște surse substanțiale de venit. Regina de Monede ne vorbește și despre legătura dintre om și lumea naturală din jurul nostru, așa că astăzi ar fi bine să încercați să petreceți cât mai mult timp în aer liber. Dacă nu puteți, prin prisma jobului sau din cauza locului în care vă aflați, încercați cel puțin să faceți o scurtă plimbare în parc, încercați să vă gătiți singur mâncarea astăzi, dar nu ar fi ideal să mergeți la restaurante sau să vă comandați. Ar fi mai bine să fiți voi cei care puneți mâna efectiv pe legumele, fructele, carnea pe care o să o mâncați în această zi. Dacă chiar nu puteți să ieșiți din casă, pentru că din prisma situației mondiale trebuie să stați în locuință, măcar aveți grijă de plantele voastre de apartament, vorbiți cu ele, comunicați cu ele, toate aceste lucruri o să vă ajute să vă conectați cu energia Reginei de Monede și să vă recalibrați din punct de vedere energetic. Sper că v-a plăcut interpretarea mea, lăsați-mi în comentarii cum se aplică asta pentru voi și pentru mai multe detalii vă recomand să vă uitați la etalările lunare și anuale pe Zodii, precum și la celelalte surprize foarte plăcute pe care vi le-am pregătit pe canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine! Pa, pa!